Bună dimineața! Bine v-am regăsit la un nou eveniment Argo Infusions. Pe agenda de astăzi vom avea invitați din cadrul companiei Argo, parteneri, cât și clienți din portofoliul nostru. Vom aborda diverse subiecte de discuție pe zona de securitate, migrare către cloud, cât și experiențele de implementare ale clienților noștri. Ca și prim invitat, îl avem alături de noi pe Andrei Cârcu, General Manager Argo. Salut, Andrei! Salut! Față de ultimul eveniment pe care l-am susținut, care a fost evoluția Argo în ultimul an? În primul rând, cred că cel mai important este că am scăpat de pandemie și odată cu acest lucru am ajuns la un model final de lucru hibrid. Și asta, în sfârșit, le-a dat tuturor colegilor noștri liniștea de a-și putea programa timpul așa cum vor ei, fiindcă noi, în final, am adoptat un model de lucru hibrid în care fiecare echipă își poate organiza activitățile așa cum își dorește și să vină la birou strict și în funcție de necesitățile echipei respective. Mă bucur foarte mult că am avut această abordare. Cred că este în avantajul tuturor și toți ne bucurăm de această flexibilitate. Despre cifrele companiei Argo și evoluția lor în ultimul an, ce îmi pot spune? Din fericire și din păcate în același timp, războiul a amplificat și mai tare după pandemie nevoia de digitalizare a companiilor și atunci toată lumea realizează că trebuie să fie cât mai flexibil în ziua de astăzi și să nu își păstreze un model fix de a-și desfășura business-ul. Asta pentru noi s-a tradus, bineînțeles, în nevoi suplimentare atât din partea clienților existenți, în aducerea de clienți noi, precum și extinderea clienților existenți cu noi aplicații și noi funcționalități. Din punct de vedere al cifrelor, ne așteptăm să creștem din nou cu măcar 25%, ceea ce s-ar traduce într-o cifră de afaceri de aproximativ 5 milioane de euro. Ca și proiecte noi desfășurate în ultimul an și ce am mai făcut noi în ultima perioadă ca și produse și clienți noi, cum ne-am mai diversificat și cam care a fost trendul? Pe de-o parte, a existat un boom al clienților generat de noile reglementări introduse de către statul român în zona de SAFT, factură și e-transport, care ne-au generat foarte mulți clienți atât în zona de ERP tradițională, dar și separat de orice altă activitate pe care o desfășuram noi înainte. Bineînțeles că ne așteptăm ca acest trend să continue, pentru că și alte companii vor trebui să adopte astfel de soluții cât de curând. Pe de altă parte, continuăm proiectele în aplicația noastră de Timecode, care are foarte mult succes în a complementa restul de soluții pe care le implementăm noi. Și bineînțeles, poate anul ăsta a existat și o creștere în zona de securitate, pentru că datorită războiului au existat din ce în ce mai multe probleme în zona de cyber security și atunci companiile au vrut să-și adreseze cât mai bine problema, unii poate implementând multe măsuri suplimentare de securitate, alții poate măcar a fi siguri că aplicațiile lor au cel puțin un backup în cloud, astfel încât dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, să-și poată restabili activitatea. Subiectul acesta este foarte în vogă, îl vom aborda și în următoarele minute cu unul din partenerii noștri. Ce aș vrea să te mai întreb în încheiere este care sunt planurile noastre de viitor și ce urmează să mai facem. Anul viitor ne propunem să facem în continuare ce am făcut bine și anul ăsta și nu vedem o schimbare a trendului și să sperăm că nu va exista alt factor perturbator major în societate. Și în același timp, ce deja am început din anul curent, este extinderea către proiectele internaționale. Deja avem câteva proiecte internaționale finalizate. Mai avem acum proiecte în curs, iarăși în multiple țări din Europa. Și credem că este un canal foarte bun și pentru viitor, pentru a ne crea un nume și pe piața din Europa, nu doar în România. Îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și pentru informațiile oferite. În continuare îi vom avea pe colegii noștri unde vom detalia un pic subiectele discutate cu Andrei. Vă rugăm să ne urmăriți în continuare.
Îl am alături de mine pe Ștefan Chiha, Team Lead Digital Solution Engineer. Salut, Ștefan! Salut, Andrei! Aș vrea să vorbim astăzi împreună despre subiectul Timecode. Timecode este o platformă dezvoltată de Argo și aș vrea să explicăm un pic urmăritorilor ce este Timecode în primul și în primul rând. Timecode este o platformă low-code de BPM dedicată automatizării fluxurilor de business și permite realizarea aplicațiilor web conform nevoilor specifice fiecărui business. De ce ar alege cineva Timecode? Care sunt beneficiile, avantajele și cu ce venim noi ca și instrumente în ajutorul digitalizării companiilor? Vorbim despre o aplicație web. Un prim beneficiu îl reprezintă faptul că nu mai suntem legați de un calculator, un laptop. Astfel, aplicația este disponibilă online și, mai mult de atât, este responsiv, putând fi accesat atât de pe mobile, tabletă, desktop, oricare alt device. În al doilea rând, aș puncta aici un beneficiu, faptul că platforma low-code presupune un minim de cunoștințe tehnice în zona de programare, dezvoltarea interfețelor, a modelului de date și alte reguli de business se poate face direct din aplicația administrare, lucru pe care îl pot face chiar și clienții intern, dezvoltându-și astfel fluxul de lucru. Ok. Este important de precizat că este și în regim software as a service, dar și în regim platform as a service, adică ei pot accesa direct aceste funcționalități și să-și dezvolte in-house cu echipa proprie. Exact. Ok. Ca și industrie unde am venit cu soluții de digitalizare și am ajutat companiile în fluxurile lor de business, îmi poți da câteva exemple? Sigur. O primă industrie ar fi cea a construction site-urilor, cea care presupune gestionarea întregii activități pe un șantier. De asemenea, în zona de healthcare, în care avem managementul pacienților și a activității dintr-o clinică, avem în zona banking sau cea a agriculturii. De ce ar alege companiile niște soluții custom? Care sunt avantajele și de ce nu și-ar lua ceva out of the shelf? Un motiv principal pentru care ar merge pe varianta dezvoltării unei aplicații custom, și în special pe platforma Timecode, este acela al customizării cât mai avansate a fluxurilor. Pot fi fluxuri simple sau mai complexe, dar fiecare business în parte are specificul lui. Astfel, platforma Timecode permite diferite customizări ale fluxurilor, chiar dacă vin din aceeași zonă, de exemplu un flux de avansuri și de conturi, acesta poate fi diferit de la companie la companie. Astfel, în platforma Timecode se pot implementa diferite cerințe conform fiecărui business. Pe lângă aplicațiile custom pe care le-am menționat și unde practic dezvoltăm tot fluxul de business de la zero, noi avem și niște soluții standalone, avem un standard de la care plecăm și bineînțeles și acestea pot fi customizate ulterior. Îmi poți da câteva exemple din area aceasta? Da. Printre aplicațiile standalone dezvoltate putem enumera aplicația de invoice recognition, aplicații pentru fluxuri de avansuri și de conturi sau în zona de achiziții aplicația de PRPO. De asemenea, mai avem aplicația de Legal 365 dedicată cabinetelor de avocaturi. Ok, deci ca și concluzie putem menționa că aplicația Timecode acoperă nevoile clienților de la zero, nevoi pe care le dezvoltăm custom și dezvoltăm întregul flux de business al clienților. De asemenea, avem și niște soluții standalone și nu numai. Platforma poate fi folosită și intern pentru dezvoltarea de aplicații. Îți mulțumesc foarte mult, Ștefan, că ai fost alături de noi. Îți mulțumesc și eu, Andrei. Rămâneți în continuare cu noi.
Dacă tot am discutat despre platforma Timecode, în continuare vom aborda același subiect din perspectiva unui partener. Așadar, l-am alături de mine pe Cătălin Profir, CEO and co-founder Encorsa. Salut, Cătălin! Salut! Mă bucur să fiu aici al doilea an la rând și îmi face mare plăcere să discutăm despre ce s-a mai întâmplat, despre cum merg lucrurile. Mersi de invitație! Mă bucur să te avem alături și aș vrea ca prim subiect să ne faci un intro în ceea ce înseamnă Encorsa, cu ce vă ocupați și ce faceți voi pentru clienții voștri. Encorsa este un partener tehnologic pentru digitalizarea strategică a companiilor. În acest sens, nouă ne place să abordăm lucrurile foarte consultativ, digitalizăm și automatizăm fluxuri ale clienților noștri prin platforme de tip low-code, de genul BPM, Business Process Management, roboți, software, tehnologia RPA și chiar tehnologii conversaționale, chatbots de tip AI. Când am început noi să vorbim despre low-code, acum 3 ani și în România nu se vorbea despre acest concept, a fost privit chiar exotic, dar pot să spun că acum toată lumea vorbește despre low-code și no-code, chiar a devenit un buzzword, nu neapărat folosit cum trebuie de fiecare dată de către toată lumea, ca să fim onești. Noi ne bucurăm pentru că și noi lucrăm de ceva timp cu această tehnologie și într-adevăr la început a fost un pic mai greu de înțeles de către utilizatorii finali și de către clienți, dar acum, cum ai spus și tu, este destul de întâlnit cuvântul și cred că multă lume lucrează cu această tehnologie și înțeleg avantajele acesteia. Aș vrea să te întreb cum a început colaborarea cu Argo și de ce ați ales să lucrați cu platforma noastră de Timecode. Core business-ul nostru este să digitalizăm fluxuri de lucru și în acest sens utilizăm o platformă cu preponderență, însă s-a întâmplat la un moment dat să avem un use case mai sofisticat unde trebuia să dezvoltăm o aplicație mai personalizată, cu o interfață mai personalizată, cu prelucrări de date din surse multiple, cu nevoie de dezvoltare mult mai tehnică și în acest sens platforma pe care noi o utilizam nu mai era suficientă. Observasem platforma voastră, care atunci cred că se chema Argo BPM, nici nu era numele de Timecode, pusesem ochii pe ea, eram curios să o folosim și s-a întâmplat natural într-un eveniment, cred că l-am cunoscut pe Alex și am început să discutăm și apoi a decurs totul natural. Uh-huh. Argo are un program de parteneriate din care voi faceți parte, voi sunteți la categoria de technological partner, asta înseamnă că utilizați platforma noastră pentru a dezvolta fluxuri pentru clienții voștri finali. Având în vedere că v-am acordat suport în creionarea soluțiilor, pentru că la început este un pic mai greu până te acomodezi. Aș vrea să îți cer feedback-ul colaborării noastre, cât și feedback-ul clienților, pentru că acum deja avem finalizat unul din proiectele la care am lucrat împreună. Da, să fiu foarte sincer, a contat foarte mult atitudinea voastră la început și modul în care am dezvoltat relația. Nu a fost doar o relație rece de tip parteneri de tehnologie, s-a creat o echipă mixtă în care consultanți de la voi, dezvoltatori de la voi împreună cu oameni de la noi au creat o echipă de dezvoltare care au accelerat foarte mult implementarea proiectului și a fost pentru noi un ajutor care ne-a onboardat mai repede și a făcut ca acest proiect cu foarte multe dificultăți tehnice să devină o realitate. Acum chiar este în producție. E o aplicație în domeniul cadastral. Clientul nostru are nevoie să încarce date din surse multiple în ceea ce privește activitatea de măsurare pe teren pentru realizarea de planuri cadastrale și atunci a trebuit să îmbinăm mai multe tehnologii de importuri de date din XML, din MDB, cu prelucrare de date pe hartă, foarte multe lucruri care n-ai putea să le faci foarte ușor prin cod de la zero și unde am întâlnit lucruri nesperate în platforma voastră, precum plugin-uri care au accelerat implementarea acelor feature-uri destul de sofisticate care nu se mai încadrau în
conceptul, să zicem, comun de fluxuri de lucru. A devenit o interfață foarte sofisticată și în spate cu foarte multe integrări tehnice. Feedback-ul e bun, ca să spun în două cuvinte. Având în vedere că practic urmărim același lucru și ambele companii își doresc cât mai mult să digitalizeze clienții, aș vrea să te întreb un pic care sunt planurile voastre de viitor și ce proiecte crezi că vom mai avea împreună în perioada ce urmează. Noi încercăm, sincer, să ne îndepărtăm de zona geek a abordării digitalizării, pentru că clienților noștri nu le pasă atât de mult care este instrumentul prin care noi ne realizăm obiectivele de business. Și atunci, prima și prima dată, încercăm să tragem aer în piept, să înțelegem foarte bine contextul în care se află clientul nostru și să facem o analiză a nevoilor lui așa cum le percepe el. Pentru că dacă nu este pregătit să abordeze strategic digitalizarea, s-ar putea să nu fie potrivită o platformă sau alta, platforma pe care noi o utilizăm sau platforma Typecode pe care o utilizăm împreună. De ce spun acest lucru? Maniera în care noi ne dorim să digitalizăm este una de tip application factory, în care să dăm clientului o soluție care îi permite și lui să aibă independență de la un anumit punct încolo, o anumită autonomie în a-și creiona fluxuri noi. Ori dacă clienții nu au această nevoie sau nu pot să o perceapă și au nevoie punctuală, chiar dacă nu e cea mai bună abordare, tu trebuie să-ți declin competența sau să-i recomanzi un partener pentru că el are o nevoie punctuală de un CRM sau de un ERP și atunci poate că nu are nevoie de această abordare în care trebuie să își ia o platformă în care poate să digitalizeze orice fel de flux de lucru. Pentru că ceea ce facem noi împreună și este de fapt și strategia noastră numărul 1 este să le explicăm clienților faptul că dacă folosești foarte multe instrumente de digitalizare, ajungi la o complexitate foarte mare în timp, care îți va întoarce foarte multe dificultăți și deși la început ai accelerat în digitalizare, începe sarcina de integrarea tuturor uneltelor pe care le ai să devină foarte grea. Și avantajul, așa cum spuneam, unei astfel de platforme low-code este că ar putea să acapareze din ce în ce mai multe aplicații și fluxuri în aceeași platformă, astfel încât aplicațiile tale să arate la fel, să se împace, să discute între ele și nu să ai o panoplie foarte complexă de aplicații struțocămile pe care să te chinuiești să le integrezi. Deci planurile noastre sunt în continuare să facem educație, pentru că piața din România nu este încă foarte pregătită să abordeze digitalizarea strategică, abia segmentul enterprise își permite asta. N-aș putea să articulez în acest moment concret cum o să abordăm lucrurile împreună, dar cred că e nevoie de un efort comun cu tot ecosistemul de parteneri să facem mai multă educație de care cred că o să beneficiem cu toții. Suntem total de acord pe acest principiu și da, este nevoie de educare, o facem și noi, o fac și alții în piață și sperăm ca pe viitor lumea cumva să fie mult mai deschisă și să înțeleagă exact care este parcursul, pentru că exact cum ai precizat, în orice parcurs de digitalizare este foarte important și să luăm totul pas cu pas. Pentru că, așa cum știm, sunt mulți care aud de acest cuvânt și vor să implementeze totul odată. Aceasta nu e soluția optimă, ci trebuie să o luăm treptat, să înțelegem nevoile și să le adaptăm în timp pentru a uniformiza toate fluxurile pe care le avem în cadrul companiei. Aici aș puncta concret un lucru. Cred că trebuie să căutăm clienți care ori au un departament IT capabil să înțeleagă ce este strategic și ce nu este strategic, ori să aibă înțelepciunea de business necesară să apeleze la un consultant care să medieze discuțiile în selectarea furnizorului potrivit. Pentru că, așa cum spuneam, hai să ne imaginăm, e un owner de business. Digitalizarea e un subiect printre multe altele, nu e un scop în sine. Trebuie să rezolve o problemă de business și atunci mie ca și owner de business îmi pasă mai puțin cum rezolv o problemă. Eu trebuie să-mi ating anumite obiective și atunci
discuțiile și distincțiile pe care noi le facem sunt foarte importante, într-adevăr, asigură succesul proiectelor de digitalizare, dar foarte puțin oameni le înțeleg. Și atunci trebuie specialiști în interiorul companiei care să fie capabili să discute cu noi. Sau, cum spuneam, să accepte să cumpere servicii de consultanță de la un mediator care să pună la comun mai mulți furnizori. Corect. Sau dacă nu, noi putem oferi această consultanță și direct. Totul e să avem deschidere din partea clientului. De-aia suntem și noi aici, de-aia sunteți și voi și ori separat, ori împreună lucrăm foarte mult la acest aspect. Noi chiar mai mult, pentru că noi nu avem un produs anume, noi suntem deschiși către orice tehnologie, noi avem furnizori pentru fiecare din tehnologiile de care spuneam, unul sau mai mulți. Prin urmare, noi nu suntem fanatici cu un anumit instrument, ci, într-adevăr, ne-am specializat pe câteva pentru că nu poate să fie foarte largă paleta, dar suntem deschiși să înțelegem mai întâi foarte bine contextul în care se află compania și apoi să promovăm o soluție sau alta. Îți mulțumesc foarte mult pentru informații, sper că au fost relevante și pentru urmăritorii noștri. Noi vă suntem în continuare alături în parcursul vostru și sunt sigur că vom avea multe proiecte împreună în viitor. Cu siguranță, așa va fi. Mersi și eu. Mulțumesc, Cătălin. În continuare, o avem alături de noi pe Bianca Nicolae, business consultant în cadrul Argo. Bună, Bianca! Bună, Andrei! Astăzi vom aborda subiectul SAFT. Din câte știm, a început raportarea aceasta obligatorie încă de la începutul anului. Aș vrea ca prin subiect să facem o introducere ceea ce înseamnă SAFT și ce obligații au cei care trebuie să raporteze. SAFT reprezintă cea mai complexă declarație informativă de la momentul actual. Ea este structurată pe trei niveluri de raportare și anume declarația lunară sau trimestrială în funcție de tipul de raportare a TVA-ului, declarația la cerere care face referire la raportarea stocurilor și a tranzacțiilor cu acestea și raportarea anuală care face referire la tranzacționarea cu mijloace fixe. Din punct de vedere al obligațiilor contribuabililor, aș aminti obligația de a analiza documentația pusă la dispoziție de către ANAF. De asemenea, contribuabilii ar trebui să se asigure de faptul că informațiile pe care le dețin în sistemele contabile sunt suficiente pentru acest nivel de raportare și, bineînțeles, depunerea la timp, dacă depunerea din timp nu este rezonabilă. Da, având în vedere că în portofoliu Argo există deja o gamă de clienți care sunt declarați ca mari contribuabili, noi avem deja o experiență cu clienții acestea și deja am implementat soluțiile noastre în cadrul companiilor respective. Cam care a fost experiența cu ei, cu cât timp înainte s-au pregătit, ce ne pot spune pe baza experienței pe care am acumulat-o până acum cu aceste soluții? În primul rând, aș vrea să specific faptul că echipa Argo a investit mult timp în documentarea și dezvoltarea exportului acestui tip de declarații. Ea este disponibilă la momentul actual pentru export atât din versiunile mai noi de Business Central, cât și din versiunile de Navision până la versiunea 2013 R2. Și de asemenea, am implementat și aplicația Timecode, unde se poate realiza acest export pentru versiunile mai vechi de Navision, dar și pentru alte sisteme ERP diferențiate. Așa cum spuneam, experiența noastră este vastă, am avut clienți care s-au pregătit din timp și au avut timp să depună la termen, dar și clienți care au așteptat mai mult până la depunerea declarației și au întâmpinat diverse situații, nu știu, fie a picat platforma ANAF, fie au întâlnit diverse erori în momentul depunerii, deși validarea a mers conform planului. E bine că ai specificat faptul că avem mai multe soluții, pe lângă soluția dedicată care este integrată cu Dynamics 365, avem și timecode-ul care, într-adevăr, este o soluție agnostică care poate ajuta orice fel de companie care folosește orice ERP.
Acum că am vorbit de mari contribuabili, aș vrea un pic să discutăm și despre contribuabilii mijlocii care urmează să intre din ianuarie 2023. Cu ce ar trebui să se pregătească și ce ar trebui să facă ei din timp? În primul rând ar trebui să conștientizeze complexitatea acestui tip de declarație. Ar trebui, așa cum spuneam mai devreme, să își analizeze datele contabile, dacă ele sunt suficiente în sistemul ERP pe care îl folosesc sau în sistemele conexe. De asemenea, ar trebui să-și aloce timp și pentru maparea informațiilor din sistemele ERP cu cele pe care le solicită ANAF-ul. Aș rezerva ceva timp și pentru a analiza datelor ce urmează a fi raportate, pentru a nu reveni cu o declarație de corecție. Și în ultimul timp, cred că aș investi puțin timp și în analiza erorilor ce pot interveni în momentul depunerii. Deci e bine să se pregătească din timp, să aibă totuși soluțiile și să testeze soluțiile acestea ca să fie sigur că la 1 ianuarie vor fi total pregătiți pentru a intra în producție. Da, cuvântul timp cred că este factorul cheie. Este cheie, da. Legat de noile obligativități pe care le mai avem anul acesta și care sunt impuse de către autorități, mai avem și e-factură și e-transport. Acestea sunt niște declarații, de fapt nu sunt declarații, sunt niște obligativități de a încărca niște XML-uri pe site-urile puse la dispoziție de autorități. Ele se aplică instituțiilor care lucrează cu statul, dar nu numai, ci și dacă comercializează sau vând anumite bunuri cu risc. Printre acestea intră alimente, legume, băuturi alcoolice, îmbrăcăminte, încălțăminte și chiar și anumite materiale de construcții. Legat de aceste două raportări, ce ne pot spune, care sunt soluțiile noastre și cum venim noi în ajutorul companiilor? În ceea ce privește sistemul ROE Factura, într-adevăr, la momentul actual, ea este disponibilă pentru export direct din sistemul ERP Business Central, cât și din versiunile de Navision. De asemenea, echipa Argo lucrează momentan la o automatizare pentru depunerea acestui XML direct pe platforma ANAF. Practic, acest XML ar trebui să fie extras în mod automat de către aplicația Timecode și depus pe site-ul ANAF-ului. De asemenea, în cazul unor erori întâmpinate în momentul depunerii, utilizatorul va putea să și le corecteze direct în aplicația Timecode fără a reveni pe documentele înregistrate. În ceea ce privește sistemul ROE Transport, momentan el este disponibil doar din aplicația Timecode. Este mult mai simplu în comparație cu declarația SFT, bineînțeles. Utilizatorul ar trebui doar să-și completeze câteva informații referitoare la locul recepției sau livrării de marfă, să importe eventual un fișier șablon cu articolele tranzacționate și câteva informații referitoare la documentul care stă la baza transportului. După ce acest fișier este generat, el la fel este depus în mod automat de către aplicația pe site-ul ANAF-ului. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile oferite, Bianca. Sper că au fost relevante și pentru urmăritorii noștri și în continuare vă stăm la dispoziție dacă aveți nevoie să intrăm în detaliu pe oricare din subiectele discutate. Și îți mulțumesc că ai fost alături de noi în această ediție Argo Infusion. Mulțumesc și eu pentru invitație. În continuare vom avea alături de noi invitați din portofoliul Argo. Îl am alături de mine pe Alexandru Belei, IT Application Manager în cadrul Agri România. Salut Alex și mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Salut Andrei și mersi mult de invitație. Ca și introducere aș vrea să te las un pic să discuți despre ceea ce face Agri România, cu ce vă ocupați, să ne spui câteva cuvinte despre voi. Da, desigur. Agri România face parte dintr-un grup de firme pe segmentul de agribusiness. Grupul se numește Origin Enterprises, așa cum bine știi, și Agri România este cel mai mare jucător pe piața de inputuri agricole din România. Bineînțeles că avem activități similare în mai multe țări din Europa, dar acum și din America Centrală. Avem activități
foarte puternice pe partea de Europa Centrală și de Est, România fiind un jucător foarte, foarte bine împământenit. Agri România este unul dintre jucătorii din domeniul agricol care vin tot timpul cu valoare adăugată pe lângă clasicul comerț cu inputuri din piață. Ok, mulțumim pentru informații. Argo și Agri colaborează de foarte mulți ani. Voi aveți cam întreaga gamă de soluții oferită de Argo. Aș vrea să discutăm un pic de soluțiile pe care le aveți de la noi și de cum a decurs colaborarea și ordinea în care le-ați implementat de-a lungul timpului. Da. Nu știu dacă aș putea să-ți mai spun acum ordinea exactă în care am implementat soluțiile, pentru că o bună parte din ele s-au implementat în paralel și au venit cumva natural, dar aș putea să zic că am început colaborarea în anul 2016, când am implementat ERP-ul Microsoft Dynamics, când am implementat ERP-ul în Agri. Odată cu el, bineînțeles, că a venit și o bună parte din soluțiile de infrastructură, clouding, hosting, backup, Azure, Microsoft Office, bineînțeles, suita de Microsoft Office, care cumva e nelipsită din activitatea de zi cu zi a oricărui business. O primă versiune a platformei ceea ce voi numiți astăzi Timecode, vremea aia se numea încă BPM. Și bineînțeles, de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, soluțiile astea, odată cu business, odată cu Agri, s-au extins, s-au devenit mai complexe, am dezvoltat, am adăugat și s-au tot completat până la amploarea de astăzi. Îmi place că ai menționat câteva lucruri de care vreau să mă leg. Unul la mână este partea de Office, care ai spus că o are toată lumea. Ei bine, nu o are chiar toată lumea și da, o considerăm și noi foarte necesară pentru activitatea zilnică. Și a doua este legată de complexitatea aplicațiilor și faptul că ai spus că ele trebuie implementate în timp. Da? Deci nu pornim cu toate funcționalitățile odată, ci adăugăm valoare de-a lungul timpului tocmai pentru a putea agrega toată informația și toată tehnologia. Hai să intrăm un pic în detaliu pe zona de timecode și ce aplicații aveți pe zona aceasta. Noi am dezvoltat special pentru voi, așa am ajuns și noi cu aplicații în zona de agricultură și aș vrea să ne povestești un pic ce fel de aplicații folosiți în timecode și tot așa cum au evoluat ele de-a lungul timpului. Am început cu platforma de timecode prin a asigura fluxul comercial de a prelua comenzile venite de la clienți pentru colegii noștri din vânzări, dar pentru că digitalizarea e un pion important pentru noi, am extins mai mult și mai mult soluția, tocmai ca să putem veni cu mai multă valoare adăugată pentru colegii noștri, cât și pentru clienții noștri. Am extins soluția pentru a oferi servicii precum contractarea, semnarea contractelor comerciale cu clienții direct în platformă sau validarea condițiilor financiare în ceea ce privește limita de credit acordată sau alte posibilități de analiză financiară direct în platforma de ROA, pentru că noi o numim ROA intern în Agri, poartă denumirea de ROA. Dar și alte fluxuri pentru anumite divizii mai specifice din businessul nostru, cum este grain trading, unde avem anumite fluxuri specifice tradingului de cereale care sunt gestionate prin platforma de timecode, toate bineînțeles fiind integrate cu ERP-ul, cu Navision sau AgriVision, așa cum numim noi, pentru că nu mai putem numi Navision ceea ce Agri are în momentul de față, gradul de personalizare fiind unul foarte, foarte mare, tocmai ca să fie cât mai specific nevoilor noastre și să putem oferi soluții cât mai bune și într-un timp cât mai scurt pentru toată lumea, pentru că timpul, până la urmă, este cea mai valoroasă resursă în 2022 pentru toată lumea. Corect, de acolo și denumirea, noua denumire a BPM-ului, așa cum îl cunoașteți voi de la începuturile lui. Acum este timecode, tot în ideea de a da timpul înapoi oamenilor.
O să mai ating un subiect destul de sensibil pe care îl discutăm oarecum cu clienții și de multe ori poate produce blocaje în implementarea de soluții de business. Reticența angajaților la nou, la digitalizare, la sisteme noi pe care ei trebuie să le utilizeze. Cum a depășit Agri acest blocaj? Cum ați reușit cumva să impuneți? Că pentru că voi sunteți foarte înclinați spre digitalizare și automat ați tot venit cu soluții noi, ați tot dezvoltat soluții noi. Cum ați făcut să și implementați aceste soluții fără să vă loviți de refuzul utilizatorilor? Păi aș putea să încep prin a spune că Agri nu a fost cu nimic mai diferit. Până la urmă, cu toții suntem oameni și schimbarea nu este tot timpul cel mai îmbrățișat aspect al business-ului de către colegi, dar ne-am focusat foarte mult spre a face înțelese avantajele și beneficiile pentru toată lumea, pentru că așa cum spuneai și tu, digitalizarea e un aspect important din viața noastră de zi cu zi, din ecosistemul Agri, și ne-am focusat foarte mult pe partea de a face cunoscute beneficiile sau de a face simțită valoarea adăugată cu care evoluția digitalizării poate să vină pentru noi. Într-adevăr, a fost o perioadă interesantă, dar bineînțeles că orice provocare poate doar să te învețe lucruri noi și cumva e o parte componentă din viața noastră de zi cu zi. Ca și organizație ne reinventăm, evoluăm, ne digitalizăm tot mai mult și mergem foarte mult pe ramura asta. Pentru că, așa cum menționai, legat de timp, timpul este cea mai valoroasă resursă și cumva ne dorim să adăugăm o valoare cât mai bună pentru, pentru timpul tuturor, atât colegilor noștri, cât și a partenerilor. Dar în ceea ce privește rezistența la schimbare, cumva cred că poate fi înfrântă exact prin a simți valoarea adăugată cu care digitalizarea poate să vină pentru orice business, nu doar pentru agribusiness. Corect, și mă bucur că voi ați reușit să treceți de pragul ăsta, care e un prag important în digitalizare. Acum că ați reușit să treceți și de partea asta, ați și tot implementat soluții noi, poți să-mi spui un pic care sunt planurile de viitor, la ce vă gândiți că vreți să mai dezvoltați, ce proiecte mai creionăm împreună? Păi așa cum menționam, digitalizarea e deja o parte componentă zilnică a activității noastre și nu ne oprim aici. După cum știi și tu, avem proiecte interesante împreună, lucrăm la un proiect major pentru noi în momentul de față. Este o platformă de e-commerce, care va fi destinată tuturor clienților Agri, atât pe segmentul de B2B cât și pe segmentul de B2C. O platformă ce noi ne dorim să o transformăm undeva în următorii 5 ani într-un marketplace al fermierilor pentru tot ce au ei nevoie, dar și multe alte proiecte care sunt cumva pe agenda anului următor pentru mai multe arii din business. E clar că aveți planuri mari, noi vă stăm alături în continuare și sperăm să creăm cât mai multe fluxuri de business împreună. Ca și concluzie, așa, aș vrea să te întreb, pe baza tot ceea ce am discutat și ceea ce ați făcut voi până acum, crezi că digitalizarea este un aspect foarte important în dezvoltarea unui business în anul 2022? Cred că digitalizarea în anul 2022 ar trebui să fie o componentă nelipsită din dezvoltarea oricărui business, atât timp cât vrei cu adevărat să produci valoare adăugată în piață. Fără digitalizare nu văd cum am putea în 2022 să oferim soluții în timp real, soluții utile, soluții de care toată lumea se poate folosi, pentru că
atâta timp cât nu putem să fim suficient de predictibili și să avem informația la un click distanță, cum preferă toată lumea să zică, toată lumea vrea la un click distanță. Nu cred că poți să te diferențiezi cu ceva în piață și digitalizarea a fost unul din elementele cu care Agri s-a diferențiat în piață în toți anii ăștia, pentru că a venit cu valoare adăugată atât pentru echipa internă, atât pentru colegii noștri, dar și pentru portofoliul nostru de parteneri. Și asta cumva se vede în rezultatele noastre de zi cu zi, de aceea ne și dorim în continuare să alocăm timp, resurse și idei de inovații pe partea asta de digitalizare. Foarte frumos spus și mă bucur că vă avem ca și parteneri și e o plăcere să lucrăm cu voi, tocmai pentru că sunteți foarte înclinați pe partea asta de digitalizare și așa ați ajuns și să fiți unul dintre cei mai importanti jucători din piață. Îți mulțumesc foarte mult pentru informații și că ai acceptat invitația noastră și să lucrăm. Mulțumesc și eu și la multe proiecte înainte. Exact, mulțumesc. Mersi și eu. În continuare vom avea un alt invitat din portofoliul Argo. Îl am lângă mine pe Manuel Simulescu, grup sales manager în cadrul Automobile Bavaria. Salut, Manu! Salut, Andrei! Ca și introducere, aș vrea să ne spui un pic despre Automobile Bavaria. Cred că toată lumea știe în mare, dar fă-ne, te rog, un scurt rezumat cu ce vă ocupați. Pe scurt, Automobile Bavaria, dealer și distribuitor BMW, Mini, Volkswagen utilitare, Opel și începând de anul acesta dealer Ineos în România. Am înțeles. Ca să intrăm direct în subiect, aș vrea un pic să începem cu istoricul pe care îl aveți în colaborarea cu Argo și mai exact cum am început noi colaborarea, pe ce fel de sisteme și cum a decurs parcursul relației noastre. Ok, având în vedere că e o colaborare care durează de ceva vreme, o să menționez așa că am început cu implementare NAV. Am lucrat apoi în BPM pe parte de conturi, da? Și aprobări achiziții pe departamentul financiar. De acolo lucrurile au evoluat, noi am dezvoltat tot în BPM timecode un document management și acum lucrăm de vreun an jumate la implementarea unui CRM în timecode. O să le luăm un pic pe rând și aș vrea să începem cu partea de avansuri de conturi. Aș vrea să-mi vorbești mai mult din perspectiva ta ca utilizator și care au fost beneficiile pe care le-a adus această implementare și cum vezi tu lucrurile din punct de vedere eficiență și cum s-au automatizat fluxurile. Automobile Bavaria e un grup destul de mare de firme. Noi avem vreo 12 locații. Toată partea de suport, da, este centralizată în București, departamentul financiar contabilitate fiind de asemenea în locația noastră din Băneasa. Din punctul ăsta de vedere, implementarea asta de conturi, aprobării, avansuri, aprobării achiziții, reprezintă pentru noi o eficientizare a timpului. Este mult mai simplu în momentul ăsta să îmi aprob un decont, este mult mai simplu să iau un avans spre decontare ca să plătesc o factură. E totul la două clicuri distanță, nu las nicio urmă de hârtii, da? Cel puțin acolo unde nu este necesar. Există o transparență pe totală în ceea ce se întâmplă și o transparență pe costuri, efectiv, din punctul nostru de vedere, e un beneficiu cu totul. Practic ați scăpat foarte mult de lucru cu hârtiile, lucru pe care încercăm să-l implementăm cât mai mult în cadrul clienților noștri. Trecem la fluxurile următoare, la partea de document management și CRM-ul pe care voi l-aveți dezvoltat custom.
Și aici aș vrea un pic să detaliem modulele care se află în, în aceste sisteme și tot așa să vorbim un pic de beneficiile pe care le-a adus și după aia mai detaliem, că mai am câteva întrebări, dar să nu le pun pe toate deodată. Ok. Scurt despre partea asta de document management, având suportul centralizat în București, fiecare vânzare care se întâmplă și în orice locație, se crea înainte un dosar al vânzării. Era vorba de o colaborare între un reprezentant de operațiuni sau back office, inclusiv cei de logistică, și vânzător, în a crea un dosar și a rămâne cu ceva documentație pe care să o arhivezi. Crearea un sistemului document management a permis iarăși aprobarea unor discounturi către vânzare, și crearea automată, direct din fluxul de lucru, crearea directă a unui dosar digital al vânzării. Peste lucrul ăsta, odată cu challenge-ul ăsta care a venit în domeniul nostru, pentru că vânzarea de mașini intră sub o reglementare specifică, fiscală, noi colectăm date sensibile despre clienți. Odată cu implementarea legii GDPR, ne-am trezit într-o adaptare, spunem, în care trebuie să colectăm la acordul GDPR, și îl făceam pe hârtie, cea hârtie vânzătorul trebuia să o scaneze și să o bifeze într-un alt sistem, ca eu să știu ce a bifat clientul. Îți dai seama că, din practică, ajungeam la final cu foarte multe hârtii, clienți care au semnat acordul GDPR de mai multe ori, iar eu la mine în sistem nu aveam nimic bifat. Odată cu implementarea pe CRM, printre primele module pe care noi le-am implementat a fost cel de colectare GDPR, și cu ajutorul vostru avem acum o aplicație care funcționează 100% digital, unde putem colecta direct de pe tabletă acordul clientului, unde putem colecta de pe mail acordul GDPR al clientului și toate bifele lui sunt stocate instant, automat în sistem. Pot să văd direct pe bază de date cei care au și care nu au acordul GDPR și le pot trimite o solicitare direct pe mail ca ei să mi-l acorde dacă cineva nu a făcut deja asta. Asta e pentru noi un mare beneficiu. Odată cu GDPR am introdus și o aplicație de monitorizare, o aplicație de gestionare a tezrevurilor. În domeniul nostru există această uzitanță, în care să dăm mașinile în folosință în test clienților. Autonomia Bavaria are câteva zeci, dacă nu spre mai bine de 100 de mașini matriculate care fac constant test drive cu clienții. Era absolut imposibil de gestionat la nivel de hârtie. Trebuie să te gândești că de fiecare dată când perdeam o mașină trebuia să semn un proces verbal în care menționam starea mașinii, kilometrii mașinii. Datele clientului se atașau, documentele lui printate se atașau acelui proces de test drive. La întoarcerea mașinii se făcea un asemenea document care în teorie trebuiau trimise și gestionate în departamentul de logistică. Existau multe hârtii care se pierdeau, existau multe procese verbale de test drive care nu mai ajungeau la noi și la răspunsul unde a fost mașina în perioada respectivă, nu prea aveam mereu răspuns. În momentul ăsta este complet digitalizat și acest proces și avem și documentele de care avem nevoie și avem și istoricul direct înregistrat la nivel de rapoarte, se poate face. Astea au fost primele părți din CRM pe care noi le-am introdus. Apoi tot sistemul CRM, noi l-am ales să lucrăm în timecode cu voi, în principal pentru că îl putem creiona și îl putem face așa cum ne trebuie nouă, pe specificul nostru și pe specificul nostru ca și companie, pe specificul produselor pe care noi îl vindem. Lucrăm de vreun an jumate la el, avem de câteva luni chiar implementare. Acolo putem să vorbim de multe alte beneficii. Păi da, aici cumva voiam să ating și subiectul ăsta, să văd de ce ați ales să faceți practic un flux custom și de ce nu ați ales un CRM care era deja în piață. Și aici, bineînțeles că e vorba de specificul vostru, dar totodată de ce ați ales să o faceți în timecode? În timecode, decizia de a merge în timecode a fost destul de simplă. Noi aveam deja experiența asta pe diverse alte module implementate la noi. Partea de document management și crearea dosarului mașinii a fost foarte importantă pentru noi și a modificat foarte mult modul în care noi lucrăm, în bine, aș spune.
doar pentru simplu fapt că ele puteau comunica liber, se puteau integra foarte ușor, a fost un mare beneficiu pentru noi. Da, am ales să facem un sistem CRM custom pentru a-l putea crea pentru necesitățile noastre. Timecode a fost în pole position. Da, mă bucur să aud asta și na, exact cum ai precizat și tu, colaborăm de ceva vreme, încă îmbunătățim foarte mult sistemul la care lucrăm de un an și ceva. Sunt sigur că vor tot exista module noi pe care le vom adăuga și voi veniți în continuare cu tot felul de recomandări ce putem să facem să îmbunătățim și să eficientizați fluxul. Aș vrea un pic să discutăm acum și despre beneficiile din prisma utilizatorilor și care a fost reticența sau adaptarea lor la noile sisteme pe care le-ați implementat. Perioada asta în care am lucrat doar în Autonomie Bavaria, dacă stau să mă gândesc, și sunt probabil undeva peste 12 ani adunați, am mai trecut prin implementări diverse de sisteme IT, unele dintre ele ajungând chiar la nivel de tragedie. Din punctul ăsta de vedere, cu CRM-ul ne-a fost mai ușor. Ne-a fost mai ușor pentru că, având avantajul de a-l crea de la zero, este creat de așa natură încât reprezentantul de vânzări sau omul de operațiuni, oricine lucrează cu el, nu are decât o singură direcție în care poate funcționa doar înainte, nu-l poate evita, nu există alte zone din care să-ți poți scoate informațiile. Și de la început ne-am gândit la ce beneficii să le aducem direct, cum să pot identifica o mașină mai ușor, un stoc, cum o pot rezerva mai ușor, cum pot să identific, știi, dacă o mașină e prezentă sau nu, dacă e dată în tezăre sau nu. Toate lucrurile astea sunt mult mai simple astăzi de făcut și atunci, punând pe tavă o serie de beneficii pe care le pot experimenta direct oamenii de vânzări și alți utilizatori ai sistemului, cred că implementarea a fost mai ușoară. Cu toate că, da, orice om are o rezistență la schimbare, cu toate că sunt oameni care lucrează la noi de 15 ani, 20 de ani și au lucrat într-un singur mod și de astăzi trebuie să-i învățăm să lucreze diferit, pentru că ai pus aceste beneficii direct în fața utilizatorului, cred că am reușit să nu creăm o tragedie din implementarea asta. Este un beneficiu palpabil chiar și pentru ei, pentru că îi ajută foarte mult să își urmărească activitățile și să vadă și beneficiile, practic, statistici cu ceea ce vând, în ce stadiu e mașina și așa mai departe. Aș vrea cumva să schimbăm un pic perspectiva, să vedem și beneficiile din partea clientului Automobile Bavaria și care este feedback-ul din teren, practic, cum am acoperit aceste module pe care le-ați implementat. Sunt și module care eficientizează foarte mult și parcursul clientului în showroom. Și atunci, care este feedback-ul din partea lor? Din perspectiva noastră și companie, avea un CRM funcțional înseamnă un plus în capacitatea ta de a face steering de business. Înseamnă să ai un control mai mare asupra activității care se întâmplă în multiple locații cu foarte mulți oameni de vânzări. Înseamnă să ai rapoarte pe accurate, înseamnă să poți vedea înainte de mai departe de pasul vânzării, adică dincolo de mașini care le-am contractat, ce potențial am, ce discuții sunt, ce interese există pe diverse modele. Dar toată această implementare este orientată, da, către steering de business, dar în același timp este orientată și către capacitatea noastră de a fi în direct contact cu clientul mai bine. Să putem transmite informații clienților, să arătăm transparență direct clienților. Dacă a fost ușor sau n-a fost ușor pe drum, asta e discutabil. Ce pot spune despre colaborarea cu voi este că a fost întotdeauna, da, când au fost probleme și când ne-am întâmpinat de lucruri care poate le-am interpretat greșit înainte să le implementăm sau poate că am uitat să punem în balanță un aspect. Întotdeauna ați fost acolo să ne acordați suport și să ne scoateți din situația în care poate am intrat în momentul respectiv. Mă bucur să aud feedback-ul ăsta și mă bucur că colegii mei sunt alături de voi și eu sunt alături de voi pentru că sunteți clientul meu. Acum să ne legăm un pic și de subiectul ediției de astăzi. Practic vorbim despre
digitalizare și dacă ea este un ingredient esențial în dezvoltarea oricărui business. Cum privește Automobile Bavaria acest aspect? Pentru că voi oricum sunteți foarte înclinați în direcția asta și, cum ziceam, dezvoltăm constant proiecte împreună. Considerați că e esențial să ții pasul cu ceea ce se întâmplă acum și cu tehnologia? Aici challenge-ul cu care ne confruntăm noi este că domeniul în care noi activăm este un domeniu care pare este definit de mult în timp. Vânzarea consultativă, da? Și conceptul ăsta de showroom în care vine cineva, da, și îl consultă să-și aleagă un produs, este ceva care cumva aparține trecutului. În mod evident, domeniul se schimbă, da? Apar jucători noi cu reguli noi, apropo de digitalizare. Din punctul nostru de vedere, nu este despre doar a ține pasul cu ceea ce se întâmplă, este poate a merge un pas mai departe și de a găsi întotdeauna cea mai bună metodă și de a folosi toate resursele care sunt la îndemână, pentru că zona asta, digitalizare, îți este astăzi la îndemână, da? Să găsești toate resursele pentru a fi mai eficient, pentru a fi într-o legătură mai bună cu clientul, pentru a fi mai rapid, da? Mai rapid în a gestiona lucruri de zi cu zi, mai rapid în a comunica informații către client. Și asta cred că este la baza fiecarei decizii pe care noi am luat-o în colaborarea cu voi și în a merge spre digitalizare. Mă bucur să aud feedback-ul acesta de la tine. Cum am spus, sunt sigur că în continuare vom digitaliza din ce în ce mai mult procesele și suntem alături de voi în tot acest parcurs. Îți mulțumesc foarte mult pentru informații și pentru feedback și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Cu mare drag! Salut! În continuare, îl avem alături de noi pe reprezentantul Microsoft România, Radu Negulescu, Partner Development Manager. Salut, Radu! Salut, Andrei! Îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră și îți mulțumim și pentru tot suportul pe care ni-l acorzi în activitatea noastră zilnică. Ca și prim subiect, aș vrea să discutăm un pic despre zona de securitate. Așa cum știm cu toții, în ultimul timp au fost fel de fel de atacuri, nu numai în România, ci și la nivel internațional. Avem și noi cazuri de clienți care au trecut prin astfel de situații și aș vrea să-mi spui un pic din perspectiva Microsoft, cam care a fost abordarea la nivel internațional, ce experiențe ați avut și cum putem să prevenim astfel de atacuri prin soluții cât de cât basic, mai complexe, adică care să se adapteze pentru orice fel de tip de client. Da, Andrei, într-adevăr, în ultimii ani, în special considerând tot contextul geopolitic, am observat și noi o creștere exponențială a atacurilor, atât pe plan internațional cât și pe plan local. Și, din păcate, ceea ce observăm este că aceste atacuri sunt din ce în ce mai sofisticate. Deci nu mai vorbim de atacuri clasice prin care, practic, se pune un anumit burden pe server și, practic, se accesează astfel acel sistem, ci există și sunt atacuri organizate mult, mult mai sofisticate. Microsoft oferă o arie de soluții, cum spuneai și tu, de la soluții basic până la soluții ceva mai avansate, deoarece ceea ce observăm este că în momentul în care dorim să securizăm datele companiei noastre, trebuie să ne gândim la mai multe paliere. De exemplu, dacă ne gândim la identitatea digitală, care este pilarul principal, practic modalitatea prin care un utilizator accesează datele organizaționale, mecanismul cel mai simplu și cel mai basic este cel de multi-factor authentication. Studii arată că, practic, atacurile sunt mai puțin eficiente cu 99% în momentul în care utilizăm o soluție de multi-factor authentication. De ce? Pentru că, practic, chiar dacă identitatea digitală
este compromisă, adică un atacator ajunge să dețină parola și userul unui angajat, printr-o soluție de multi-factor authentication, noi mai avem încă un mecanism pe care îl cerem, astfel încât să se facă accesul la date. O altă modalitate și un alt palier pe care ne uităm este partea de monitorizare. Deci pe lângă soluții prin care blocăm un atac, foarte important este să și monitorizăm toate semnalele asupra infrastructurii și asupra soluțiilor noastre. Și aici, când ne gândim la infrastructura globală a Microsoft, înregistrăm miliarde de semnale zilnic, astfel încât suntem cu un pas înaintea atacatorilor, în ideea în care ei nu ajung să facă un atac organizat, pentru că noi deja putem prin diferite mecanisme de apărare să recunoaștem intenția și atunci practic să protejăm înainte toți clienții care folosesc soluțiile noastre, înainte ca atacurile să ajungă la ei. De asemenea, evident, soluții prin care putem proteja atât infrastructuri de cloud, da? Aici mă refer la inclusiv la Microsoft Defender din suita Microsoft 365, precum și soluții prin care, de exemplu, putem proteja partea de networking, partea inclusiv de server on-premises. Deci, într-adevăr, oferim o largă plajă de soluții, de la mai simple până la mai avansate, prin care clienții își proteja datele organizaționale. Da, sper să facem în continuare demersuri împreună ca să ducem cât mai mulți clienți în direcția aceasta. Asta ne dorim și noi, să fie protejați. Cum am spus, am avut și cazuri nefericite. Din fericire, ele s-au soluționat și până la urmă clienții funcționează așa cum trebuie. Legat de acest subiect, cumva mergem în continuare cu migrarea aceasta către cloud, care în România știm cu toții, tranziția s-a făcut și se face destul de greu către cloud, dar cu ajutorul campaniilor pe care le avem împreună cu voi și promoțiile pe care le avem disponibile pentru această migrare în cloud, aș vrea să vorbim un pic despre Dynamics 365 Business Central SaaS, care este versiunea ERP-ului Full Cloud, și cum putem să împingem un pic mai mult înspre zona aceasta, care ar fi demersurile și care ar fi avantajele pentru clienți ca să meargă către cloud. Da, și uite, apropo de subiectul pe care l-am discutat puțin mai devreme, apropo de atacurile cibernetice, tendința clienților în momentul în care citesc sau aud inclusiv de la alte companii din jurul lor că au fost atacate este tocmai de a-și proteja datele prin a avea impresia că dacă sunt la mine în server sub birou, ele sunt protejate. Ei bine, lucrurile nu stau așa, pentru că dacă nu folosim și niște soluții care să protejeze acea infrastructură, riscurile sunt aceleași. Mai mult decât atât, dacă ne uităm inclusiv la contextul ultimilor ani în care vedem o digitalizare obligată de circumstanțe, și aici mă refer la criza pandemică, sigur că soluții fully on-prem nu sunt scalabile. Nu putem vorbi de accesul la date de absolut oriunde și nu putem vorbi de garantarea productivității pentru angajații noștri. Cred că motivul pentru care unii clienți sunt mai reticenți pentru o soluție fully cloud, așa cum este Microsoft 365 Business Central, este pentru că ei compară soluția de on-premises cu soluția de cloud pe un singur palier. Se uită la patru aspecte: costurile de licențiere, costurile de implementare, costurile de customizare și costurile de training. Și dacă te uiți doar la aceste patru componente, soluția de cloud pe termen mediu-lung poate părea mai scumpă. Însă, în momentul în care ne uităm și ce se află în spatele acestor patru componente pe care le-am numit, respectiv infrastructura de hardware din spate, tot ce înseamnă servere, tot ce înseamnă networking, tot ce înseamnă un cooling system, costurile de electricitate, apropo de criza energetică prin care trecem acum,
costurile de a menține platformele actualizate și totodată costurile recurente pe care le avem într-un ciclu de 6 ani, să spunem, că trebuie să actualizăm soluția pe care o folosim. Dacă ne uităm la o soluție cloud, beneficiile pe care le aduce aceasta este în primul rând că avem o soluție care este actualizată în mod recurent de către Microsoft și aici avem două cicluri anuale în care adăugăm funcționalități de fiecare dată și practic clientul nu trebuie să plătească ceva în plus pentru a accesa acele funcționalități. Ele primește automat în platformă. Și totodată, gândindu-ne la costuri, că de acolo am pornit, putem muta practic eforturile departamentului de IT spre inițiative mai strategice, cum ar fi optimizarea proceselor de business și totodată creșterea productivității angajaților. Deci, practic, departamentul IT nu se mai focusează doar pe rețelistică, pentru a menține serverele și așa mai departe, ci putem muta focusul departamentului IT tocmai ca să genereze o valoare adăugată pentru business-ul nostru. Mai mult decât atât, dacă ne gândim la soluțiile cloud, ne gândim automat și la scalabilitate. Practic, o soluție cloud poate scala foarte ușor în funcție de nevoile clientului și aici mă refer atât la o creștere naturală, da? Adică creștem numărul de angajați, dar mă refer inclusiv la situația în care am o sezonalitate, adică am o perioadă din an când am poate mai multe operațiuni, mai multe tranzacții și atunci am nevoie de putere computațională mai mare. Dacă ne gândim la o implementare on-premises, asta înseamnă că eu trebuie să cumpăr acea infrastructură chiar dacă eu o folosesc pentru o bucată din an. Dacă ne uităm la componenta de cloud, practic infrastructura scalează automat doar atunci când am nevoie. Deci, practic, resursele sunt ajustate în funcție de nevoile clientului din acel moment. Și ca să amintesc și de promoția de care o menționai puțin mai devreme, într-adevăr, noi oferim niște discounturi pentru clienții existenți care folosesc o soluție Dynamics în on-premises. Și practic, o veste bună pe care vreau să o aduc astăzi este că vom continua această promoție de discount, de licențe discountate, începând cu ianuarie 2023 până în decembrie 2024, astfel încât clienții care se află în acest moment în zona de on-premises pot beneficia de discounturi în momentul în care achiziționează licențe sau subscripții pentru soluția de cloud. Am făcut și noi niște demersuri în privința asta și cu atât mai bine acum vom continua și anul viitor cu această promoție și vom încerca să o promovăm cât mai mult pentru că e important să ne îndriptăm în direcția respectivă. Mergem cumva în cascadă cu subiectele și aș vrea să ajung și la partea de fonduri care sunt puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Microsoft în ultimele evenimente a tot precizat despre aceste fonduri, știu că și voi faceți demersuri în direcția asta și aș vrea cumva să vorbim despre sumele care sunt puse la dispoziție, pentru ce tipuri de companii și cum ar putea să le acceseze companiile mici, medii și mijlocii. Da, într-adevăr, vedem o oportunitate foarte mare pentru companiile mici și mijlocii prin fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană, prin fondurile alocate Planului Național de Redresare și Reziliență. Sunt alocate peste 500 de milioane de euro și astfel oportunitatea care o putem vedea ca once in a lifetime pentru companiile mici și mijlocii este unică și totodată oportunitatea de dezvoltare a companiilor mici și mijlocii este un moment care trebuie de care trebuie profitat în momentul de față. La ce mă refer cu acest lucru este că practic atât pentru companiile noi care se înființează, cât și pentru companii care au ajuns la o anumită maturitate și vor fie să se dezvolte, fie să se adapteze contextului actual al pieței, există aceste fonduri prin care ei pot adopta soluții care practic să îi ajute în această călătorie de transformare digitală. În general, se vorbește foarte mult de transformare digitală în piață și cred că deja există o suprasaturație asupra acestui concept. Cum o vedem noi?
o vedem ca o ocazie de a porni de la nevoile companiei, de la viziunea unde anume vrem să ajungem cu compania noastră în 3 ani, în 5 ani, în 10 ani și să ne folosim de soluțiile cloud pentru a ne ajuta și pentru a ne susține în acest demers. Practic, când vorbim de transformare digitală și asta în special pentru companiile existente, nu ne referim să luăm pur și simplu procesele actuale și să le mutăm în alte tool-uri. That's not the point. Adică rezultatul pe care îl vom avea va fi foarte similar cu cel de astăzi. Într-adevăr, vom economisi costuri pe o parte, dar productivitatea va fi în mare parte la fel. Oportunitatea este de a reimagina și de a transforma cu totul procesele astfel încât ele să nu ne limiteze modul în care ne focusăm pe modul în care derulăm taskurile de zi cu zi, ci să ne ajute să optimizăm tot ce înseamnă productivitatea și să ajungem la obiectivele pe care noi ni le propunem. Astfel încât recomandarea și approach-ul pe care noi îl avem este să ne uităm în primul rând la nevoile clientului și să-i oferim soluții și nu produse. Astfel încât, în momentul în care vedem, de exemplu, un potențial foarte mare în creșterea productivității, nu mă uit doar la, ok, iau un sistem de ERP și prin procesele din noul sistem de ERP creștem productivitatea, ci mă uit la întreaga imagine atât a soluțiilor de ERP, cât și, de exemplu, soluțiile de productivitate pe care le punem la dispoziție prin Microsoft 365. Astfel încât, ca să-ți răspund la întrebare, da, este o oportunitate pe care companiile o au astăzi și recomandarea noastră este să profite din plin de această oportunitate. Și noi încercăm să facem aceste informări către clienți. Este foarte important să meargă pe procesul acesta de digitalizare. Da, este un cuvânt foarte dezmenționat în ultima perioadă, dar până la urmă acesta este trendul și nu este doar un trend, ci este o necesitate care ar trebui să se aplice pentru toată lumea ca să țină pasul cu ceea ce se întâmplă. Și în special, cred că ultimii 2 ani ne-au arătat că acele companii care nu au fost pregătite să se adapteze unui context care până la urmă a apărut peste noapte, mă refer la contextul pandemic și acum contextul geopolitic, unele din ele au trecut prin niște greutăți foarte mari, altele, din păcate, au trebuit să își oprească operațiunile, ceea ce nu este evident de dorit și tocmai prin soluțiile pe care le oferim, noi încercăm să echipăm fiecare organizație cu toate armele, să spun așa, pentru a se putea adapta la contextele care mai pot apărea și pe parcurs. Mai mult decât atât, vedem, bazat pe experiența ultimilor ani, că tehnologia este mai degrabă un factor deflațional și astfel putem susține companiile în, atât în adaptabilitate, dar și în transformarea lor pe termen lung. Mulțumim pentru toate informațiile relevante pe care ni le-ai oferit astăzi. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația noastră și de ce nu să ne revedem cu drag și la un alt eveniment Argo Infusions. În continuare, rămâneți alături de noi dacă este cazul să detaliem oricare din subiectele discutate astăzi. O vom face și în particular și vă suntem alături. Mulțumesc, Radu! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Rămâneți alături de noi în continuare! În continuare vom avea un alt invitat din portofoliul Argo, este vorba de Sinevo România, iar ca reprezentant îl avem pe Ionuț Scarlat, Chief Accountant. Salut, Ionuț! Salut, Andrei! Colaborarea noastră a început destul de curând, dar deși recent avem câteva arii comune pe care le-am descoperit, aș vrea să te întreb cum a început colaborarea, pe ce produs și din ce motive. Colaborarea cu Argo a început, cred că mai bine de un an de zile, avem chiar aproape un an și jumătate. Sinevo căuta o soluție pentru o aplicație internă pe partea de microbiologie și
ușor, ușor, așa am intrat în contact. Colegele de la operațional au găsit o portiță de a dezvolta împreună cu colegii tăi de la Argo, o aplicație care să răspundă nevoilor noastre interne, în special pe cele operaționale din punct de vedere tehnic. Și am început cu o aplicație, ușor, ușor am mai adăugat și alte... Fluxul dezvoltat pentru voi pe care îl precizez este în aplicația noastră Timecode și de asemenea odată cu acesta am descoperit și nevoia pe partea de SAFT, un produs care este dezvoltat în aceeași platformă Timecode. Acolo cum am ajuns la un numitor comun, care a fost, cum am descoperit necesitatea și de ce ați ales să raportați această declarație din Timecode? Mă recunosc că inițial noi am vrut să luăm o soluție care să fie parte integrată din sistemul nostru ERP. Însă în momentul când am început partea de analiză, ne-am dat seama că este foarte, foarte greu ca în sistemul nostru ERP, care oricum rulează un volum foarte mare de date, să venim și cu o funcționalitate adițională de a mai rula un alt raport. Prin urmare, ne-am gândit că ne-ar trebui o soluție externă. Și atunci am căutat un integrator între sistemul nostru intern, sistemul nostru de raportare și ANAF. Și atunci ne-am zis, cum putem să facem lucrul ăsta? Dar cum să-l facem astfel încât să nu fim nevoiți să asigurăm partea de update, să punem ultimile versiuni de aplicații, toate celelalte, am zis, hai să găsim o soluție în care să nu ne doară capul, adică să-i lăsăm pe ei să-și facă treaba mai bine ca și noi, mai bine decât noi. Plus că am încercat să mai căutăm un lucru, am avut nevoie și de consultanți, colegii tăi de pe partea tehnică, trebuia să vină să ne ajute astfel încât să ei să se ocupe de toată partea aceasta de integrare, rămânând obligația noastră, cu ghilimele de rigoare, doar de a asigura conectarea cu sistemul intern, sistemul nostru de raportare. Și așa am ajuns, în urma analizei, am ajuns a continua colaborarea și pe palierul de SAFT. SAFT e-factura și celelalte sisteme de digitalizare. Îmi place că ai menționat mai devreme de faptul că Timecode este și un integrator, pentru că asta este un lucru pe care îl promovăm și noi, pe lângă faptul că dezvoltăm servicii, fluxuri custom, avem și produse în Timecode, dar de asemenea el poate fi folosit ca un integrator și practic să mute informațiile dintr-o aplicație în alta. Lucru pe care tocmai l-ai menționat că îl faceți și voi. Exact, este una din cheile de succes, aș numi în momentul de față, adică nu mai ai nicio durere de cap, nu mai ai probleme să faci update, să stai ultima versiune, n-am pus ultima versiune, nu generează fișier, nu, am vrut să nu ne mai ocupăm de lucrul acesta, am zis, băi, trebuie să găsim pe alții care fac lucrul ăsta mult mai bine decât noi și atunci mergem pe soluții externalizate și le interconectăm. Ne bucurăm să auzim asta și faptul că ne-ați ales pe noi pentru acest lucru. Ai menționat mai devreme ceva de zona de ERP. Noi de curând am mai descoperit o arie comună. Voi folosiți ERP-ul de la Dynamics. Este vorba de AX, fratele mai mare al Navision-ului, cum îl știe toată lumea. Sapsanu. Da. Și voiam să te întreb... Cum am ajuns la numitorul ăsta? De ce ați apelat la noi pentru dezvoltări de funcționalități în zona de ERP? În momentul când ne-am început partea de analiză, ba chiar mai mult în partea de implementare, spunea SAFT-ului, ne-am dat seama că avem o serie de fluxuri care nu erau automatizate, erau manuale. Pe de o parte, iar pe de altă parte, analizând pas cu pas, ne-am dat seama că unele fluxuri pe care noi le aveam definite în ERP nu mai răspundeau nevoii de business sau nevoii de suport. Și atunci am încercat să găsim soluții care să vină să le actualizeze, să le aducă un pic la,
în zilele noastre, să răspundă mult mai repede nevoilor noastre, să ne permită să creștem performanțele de sistem. Și cum așa am continuat. Împreună cu colegii tăi am identificat câteva zone vulnerabile pe care noi le avem. Am avut și adițional niște zone care reprezentau un interes crescut din partea noastră. Urmă câteva discuții, noi ce vrem, colegii tăi ce vor să ne, ce pot să ne ajute și împreună cu soluțiile care ar trebui modificate și uite așa am reușit să creștem și pe al treilea palier pe partea de dezvoltări, dezvoltări și completări pentru partea de AX. Sunt sigur că ușor, ușor vom mai găsi puncte comune și sunt sigur că proiectele pe care le vom desfășura vor tot prinde viață și se vor înmulți. Pe partea aceasta aș vrea să te mai întreb legat și de subiectul principal al prezentării de astăzi. Care sunt planurile de viitor în zona asta de digitalizare și dacă considerați că digitalizarea este un aspect important în dezvoltarea oricărui business? Să încep un pic cu sfârșitul. Da, unul din motivele pentru care Sinevo a crescut foarte mult în ultima perioadă a fost datorită faptului că a investit în soluții digitale, în special în soluțiile de laborator. Vedem tehnologii care reușesc să pună în prim plan omul și nu numai partea de eficientizare a unui proces de analiză de laborator, ci pur și simplu tot fluxul. Din momentul când îți scanează o jucărie, cum o numesc eu, care scanează vena și colegele noastre din recepție știu exact unde să înțepe și cât trebuie să înțepe, până în momentul în care tu primești rezultatul pe telefon și trebuie să te gândești că în tot acest proces nu există nicio persoană care să facă prea multă manualitate. Adică în momentul când probeta ta a fost luată din Vacutainer, ajunge într-un aparat și de acolo absolut nimic nu se mai întâmplă. Totul este automat, nimic manual. Totul este automat și prin minune, în câteva minute sau depinde de caz ore, tu reușești să ai rezultatul direct în aplicație. Iar acest domeniu medical ne obligă cumva să fim întotdeauna la zi cu tot ceea ce înseamnă partea de tehnologie. Nu poți să vii cu o soluție medicală dacă nu ai ultima tehnologie. Noi, Sinevo, în ultimii ani investește foarte mult în partea de tehnologie și va continua acest proces de a investi în tehnologie. Dar în tot procesul, noi mai avem nevoie de un anumit lucru. Avem nevoie de acel integrator de care spuneai tu. Pentru că luăm diferite echipamente care nu întotdeauna au aceeași soluție tehnică. Și noi avem nevoie de integratorul acela. Prin urmare, sper ca să reușim în continuare și cu TimeCode să dezvoltăm și un picuț mai mult partea aceasta, să interconectăm toate aplicațiile noastre și de laborator și de ce nu să facem și o optimizare inclusiv pe partea de procese de suport și procese de business, care teoretic sunt adiacente. Important este să mergem pe ultima tehnologie în ceea ce privește aparatura medicală. Este elementul care ne ajută cel mai mult și care face diferență. Dacă ne uităm un pic în piață, dacă nu reușești să menții cea mai înaltă tehnologie, se simte imediat. Nu știu, am văzut că în momentul de față se fac recoltări cu VR și tot felul de jucării, adică până unde poate să ajungă. Un simplu video pe care îl vede copilul îi atrage atenția și nu mai este atent la durerea generată de înțepătura acului. Sunt lucruri, sunt oportunități foarte mari. Noi trebuie să rămânem acolo, să fim conectați, să continuăm să avem cele mai bune soluții digitale pe partea aceasta. Mă bucur că țineți pasul cu piața și da, digitalizarea, deși e un cuvânt foarte întâlnit și toată lumea vorbește de digitalizare, este important și este important să ții pasul cu ea pentru că altfel rămâi în urmă și atunci uite, vezi ce înseamnă digitalizarea? Ne-am uitat în ultima perioadă,
companiile, în genere, pe Mapamond au început să investească foarte mult. Dar puțin mai devreme vorbeam despre SAFT. Ușor, ușor, vedem că și serviciile publice sunt din ce în ce mai digitale. Și atunci, n-ai ce să faci, trebuie să ții pasul, trebuie să vii, să fii cu un pas înaintea lor, întotdeauna. Acum, depinde și de noi foarte mult cum vom face această digitalizare să fie în folosul nostru, să ne aducă, să susțină activitatea omului. Noi ne bucurăm și cred că vorbesc și în numele colegilor noștri, ne bucurăm că lucrăm cu voi și că sunteți un client care este foarte deschis pe zona aceasta de digitalizare. Îți mulțumesc foarte mult pentru informațiile oferite și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Noi vă mulțumim și pentru suport și pentru colaborare. Mulțumesc!